societatea și cultura în care ne găsim uneori ne dictează modul în care gândim și modul în care studiem. Astăzi, spre exemplu, teoretic, toată lumea se pregătesc sau se pregătește pentru momentul în care vor vorbi și se vor adresa mamelor aducându-și aminte de mama sau de soția mama. Dacă veți merge la magazine, veți descoperi că florile se duc, nu mai prea sunt, și că, măcar ceremonial sau teoretic, toată lumea cu ocazia asta se îndreaptă către cineva pentru a fi mai sensibil, pentru a fi mai frumos și pentru a mulțumi. Încercăm să facem același lucru, dar nu în cadrul ceremonialului, ci încercăm să facem același lucru serios, profund, observând modul în care Dumnezeu a intenționat să binecuvinteze lumea, biserica și individul, prin faptul că a conceput ființa umană în, acela, în acest fel, și anume ne-a dat o mamă. Și odată cu momentul în care ne-a dat o mamă, avem și un tată. Noi, bărbații, nu știu cât de mult am înțeles sau înțelegem ce înseamnă să fii o mamă. Deși trăim cu acest fenomen extraordinar în casa noastră de când ne naștem până când se mai încheie din zilele noastre. Dar pentru ca să înțelegem totuși ce este o mamă, vreau să vă invit să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu în Apocalips, capitolul 12, și să vă prezint tabloul cel mai sensibil pe care eu îl găsesc în Scriptură, vis-a-vis -vis de mamă. Apocalips 12, versetul 4... Ultima parte. Balaurul a stat înaintea femeii care stătea să nască pentru ca să-i mănânce copilul când îl va naște. Este cel mai dramatic tablou pe care îl putem găsi. De asemenea, este și cel mai... Fără apărare moment din viața unui om. Momentul acesta. De ce Dumnezeu a vrut să creeze momentul acesta pentru ca omul să experimenteze, pe de-o parte, un miracol? Iar pe de altă parte să experimenteze cea mai mare nevoie de ajutor din toată existența sa, de ce Dumnezeu a vrut ca omul să treacă pe aici, probabil pentru că Dumnezeu a vrut să învățăm serioase lecții din acest moment. Apropo, cine, să, cine trebuie să apere, cine este destinat de Dumnezeu să intervină în momentul acesta pentru ca să-i ofere acestei femei protecția necesară. Cine? Soțul. soțul. Mulțumesc. Soțul, după cum ne prezintă Dumnezeu ca fiind statutul său, soțul trebuie să o iubească pe soție sau pe mamă până unde până la moarte. În momentul acesta, când balaurul stă înaintea femeii ca să-i mănânce copilul când îl va naște, în momentul acesta nu femeia trebuia să fie victimă, ci cine? Soțul. În mod normal, balaurul e acolo, el vrea să mănânce copilul, dar cel ce este chemat să fie primul atacat de balaur, nu este nici femeia, nici copilul, este apărătorul, adică soțul. Repet, soțul este chemat să-și iubească soția până la moarte, pentru ca să poată apăra. Din cauza asta este frumos când aflu că cel ce a fost victimă în momentul acela când balaurul a atacat femeia, n-a fost femeia, ci a fost Isus Hristos. Isus Hristos a venit acolo și a murit. El, soțul profetic al acestei femei profetice, el, soțul bisericii. Și cu aceasta vă voi invita să intrăm în această în această dramă jucată. Pentru că fiecare familie nu face altceva decât preia această dramă și o joacă în interiorul casei ei, astfel încât bărbatul este tipul lui Isus Hristos, iar soția este biserica și fiecare femeie, fiecare soție, până la urmă ilustrează modul în viața ei, modul în care Isus Hristos își tratează biserica și fiecare soț ilustrează în viața lui modul în care Isus Hristos se poartă cu biserica. Deci, deci, te simți tratat bine în familie? Te simți tratată și apărată bine în casa ta? împreună cu soțul tău și întreb soțiile acum, împreună cu soțul tău ați reușit să construiți o tipologie a mântuirii? Astfel încât de fiecare dată când ai avut probleme să găsești în soțul tău echilibrul necesar, suportul necesar, protecția necesară, așa cum biserica găsește suportul și protecția necesară în Domnul ei, adică în Iisus Hristos? Sigur, sunt crize, sigur, sunt probleme, sigur, sunt de toate lucrurile. Ce am construit în familia noastră? Ce model? Ce realitate? Ce minune? Al doilea text pe care vreau să-l citesc împreună cu dumneavoastră este total diferit și este textul din... Judecător, capitolul 4, de la versetul 7. Este vorba de cântarea de laudă a Deborei. Aș vrea ca sabatul acesta și mai ales programul care o va urma după amiază să fie un fel de cântare de laudă a Deborei în biserica noastră. Momentul în care Debora se ridică și uh, doar laudă pe Dumnezeu. Auziți cum zice textul că erau fără putere în Israel. Fără putere. Până când m-am ridicat eu, bora, până când m-am ridicat eu ca o mamă în Israel. Cunoaștem situația, da? Versetul, capitolul 4 spune copiii lui Israel iarăși a făcut ce nu place Domnului după moartea lui Ehud. Versetul 2, și Domnul i-a vândut în mâinile lui Iabin, împăratul Canaanului, care domnea la Hațor, căpetenia oștirii lui era Sisera, care locuia în Harașet, Goim și așa mai departe. Și de la capitolul 4 se vorbește cât de rău o ducea poporul Israel datorită faptului că n-avea nicio scăpare de sub acest opresor. Până când? Până m-am ridicat, spune cântarea de borei, până m-am ridicat eu de bora ca o mamă în Israel. În contrast cu asta, versetul 7 spune că petenile erau fără putere. Din ce cauză că petenile erau fără putere în situația asta? Că oștirii, ce ce erau atleții de luptă ai poporului, erau fără putere. Din ce cauză? Frății mei, Cineva îmi spune, n-aveau conducător. E adevărat. Pe lângă aceasta, pentru ca un popor sau, un, eu știu, o căpetenie să poată lupta, el are nevoie de un spirit deosebit care să-l pregătească pentru asta. Și spiritul acesta deosebit despre care vorbim acum este Duhul lui Dumnezeu. Ei aveau nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Faptul că ei făcuseră ce nu plăcea Domnului a făcut ca Duhul Sfânt să se retragă de la ei, iar rezultatul a fost o robie a slăbiciunii poporului Dumnezeu. Nu este cucerit de nimic altceva decât de faptul că este slab. Și această slăbiciune vine datorită faptului că în viața lui sunt lucruri care nu plac Domnului și poporul rămâne singur. În zadar are căpetenii, în zadar are o știre, în zadar este un popor puternic. Pentru că partea fizică, toate performanțele poporului acestuia, fără spiritul necesar care să-i dea curajul și viziunea de luptă, nu fac nimic. Ăsta este și poporul lui Dumnezeu astăzi. Uneori ne întrebăm, Doamne, de ce nu ne ridicăm? Poporul e puternic, suntem mulți la număr. Ne numărăm cu milioanele. Suntem răspândiți pe toată suprafața Pământului. Dumnezeu ne-a spus că trebuie să facem o putere. Poziționați. Suntem bine. Din punct de vedere al învățăturii, spune că suntem cum? Bogați. Ne-am îmbogățit și nu-l ceam lipsă de nimic. Problema nu este că nu avem. Problema nu este că nu suntem. Problema este că nu ne ridicăm. Textul spune M-am ridicat eu, debora. Asta este problema. Nu ne ridicăm. Întrebarea este de ce nu te ridici? Că de ce nu se ridică? Și Deborah spune Nu s-a ridicat nimeni până nu m-am ridicat eu. Din ce cauză? Cine debora? Debora Deborah este prorociță. Ce este un proroc? portvocea lui Dumnezeu. Cum poate un om să fie portvocea lui Dumnezeu? Prin faptul că Duhul Sfânt locuiește în el. Cu alte cuvinte, el este un templu pentru Duhul Sfânt. Cine e Debora Deborah aduce în prim planul poporului acestuia Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și când lucrul ăsta se întâmplă, odată cu Deborah se ridică și alții. Vreau să observați. Deborah trebuie să se ridice ea spune, nu m-am ridicat oricum m-am ridicat ca o mamă în Israel care este profilul de mamă pe care l-aveți dumneavoastră? Ce e o mamă? Cum e? Iubitoare îngrijitoare muncește toată ziua de dimineața până seara face toate gusturile copilului ce mai face? și a soțului, ce mai face? învățătoare, educă, și așa mai departe. Iertați-mă. Nu știu de ce nu spuneți luptătoare. Luptătoare. Pentru că Debora s-a ridicat ca o mamă în Israel fiind ce anume? Fiind luptătoare. Ea s-a dus împreună cu oștirile lui Israel, a plecat pe câmpul de luptă, a stat în fața liniilor de bătălie, a vorbit cu soldații, i-a încurajat, a strâns la ea căpeteniile, le-a pus înainte cuvântul lui Dumnezeu, i-a trimis și le-a dat cuvântul de trimitere, i-a făcut toate astea. Cuvântul lui Dumnezeu spune că în ziua aceasta bătălia n-a fost câștigată de generali. Cine era generalul bătăliei aici? Poftiți? Nu, nu, generalul pe câmpul de luptă cine a fost? Poftiți? Dați-mi un nume. Barac. Mulțumesc. Dar victoria a cui a fost? Spune aici, a fost a unei femei. A cui? Unii spun că victoria ar putea să fi fost a celei care a luat sărușul și l-a bătut în fruntea lui Sisera. Cum se numea? Ia el. Dar dați-mi voie să vă spun, nu, nu, victoria n-a fost aia ei. Victoria a fost a lui Deborah, a mamei în Israel. Luptătoare. Ăsta este unul dintre cuvintele pe care eu m-am gândit să le folosesc în momentul acesta. Este mama o luptătoare sau nu? Sunteți o luptătoare? Da sau nu? Da, da sau nu? Cu cine? <laughs> Cu cine? <laughs> da. Haideți să zâmbim puțin. E vremea când să cântăm frumos despre mame, dar este vremea să ne și întrebăm uh, cum înțelegem această slujbă de mamă. Cu cine ne luptăm? Știți că, într-adevăr, familia este un câmp de. Uh, siguranță. În același timp este și un câmp de... ciocniri. Se ciocnesc voințe, personalități. Astăzi vom vorbi despre mamă și din cauza asta vom vorbi despre raportul mamă-copil. Dacă am fi vorbit despre doi îndrăgostiți, am vorbit despre soț-soție. Dar... Vorbim despre mamă. Iar slujba de mamă este unică în raport cu copii. Aș vrea să câștigăm timp și din cauza aceasta vă mărturisesc că vă voi invita să citim împreună vreo 13 puncte, 13 citate, majoritatea luată din cartea Căminul Advent, unele dintre ele sunt repetate, în sensul că nu se poate să preluăm un subiect ca acesta fără să nu trecem prin anumite expresii citate care sunt obligatorii. Din cauza asta, dacă le recunoașteți, sau unul sau două le recunoașteți, nu e nicio problemă. Le-am pus acolo expre. Ele trebuie să fie neapărat acolo sau aici. Haideți media. Ajutați-mă cu primul slide. Citat din Căminul Advent, pagina 233. Auziți, copiii trebuie să fie învățați să-și considere mama nu ca pe o sclavă. Adică, ajutați-mă, nu citiți mai departe, haideți că citim împreună. Ce înseamnă să nu fie o sclavă? Poftiți? Copiii n-ar trebui să ordone și mama să execute. Mama n-ar trebui să fie sclavul sau robul plăcerilor copiilor. Ea este pusă acolo pentru ca să se jerfească. E adevărat? E adevărat? Mama, prin definiție, se jerfește. Știți, la Solomon a venit la un moment dat o mamă de fapt două mame cu un copil. Și el au zis, Solomon, ia ghicește tu, a cui e copilul ăsta? Ei, ghicește. Pentru că amândouă spuneau că copilul este al fiecăreia. Și Solomon le-a zis limpede, nu avem nevoie să ne chinuim prea mult. copilul în două, unul ia jumătate, unul ia cealaltă jumătate. Și una a zis, ok, nicio problemă, așa-i trebuie, iar cealaltă a zis, nu, 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 să ia cealaltă copilul. Și Solomon, în secunda următoare, a zis, luați copilul ăsta și dați-l cui? Pentru că mamă este aceea care se jerfește. Nu mă interesează nimic dincolo de asta. Nimic. Mama este cea care se jerfește. N-a fost acolo nici adn studiu de adn n-a fost nevoie de martor, de altceva, nimic. Solomon a scurcircuitat tot procesul ăsta pe care noi încercăm să-l facem astăzi, să descoperim cine sunt părinții. Nu, părinții sunt aceia care își dau viața. Atât. N-ai nevoie de adn -ul. Să știi dacă ești tată sau dacă ești mamă. Nu. Ai nevoie să știi dacă îți poți da viața. Dacă îți poți da viața, atunci ești tată, atunci ești mamă. Nu poți să-ți dai viața, nu ești nici tată, nu ești nici mamă. Puțin dur, așa e? Dar foarte adevărat. Deci, deși mama trebuie să se jertfească pentru că asta este chemarea ei, cu toate acestea copiii nu trebuie să producă un soi de regim de sclavie în casă. Dăm aia, dăm cealaltă, dăm cealaltă. Nu, nu de asta sunt copiii, nu de asta sunt mamele. Ci copiii trebuie să, învăț să fie învățați să-și trateze mama ca pe o regină care îi călăuzește și îi conduce, nu scrie aici, care le face toate cele. Copiii trebuie să fie călăuziți, copiii trebuie să fie conduși, copiii trebuie să fie îndrumați. Cine? Cine? Mama. Vă dați seama ce personalitate și ce caracter de învățător, de educator trebuie să aibă mama în asemenea situații. regina casei. Mama este regina casei, cred că citatul acesta îl știți foarte bine. Iar copiii sunt supuși ei. Frații mei, nu e invers. Să înțelegem. Nu copiii sunt prinții casei și mama și mama? Da? Nu, nu, nu e așa. Lucrul ăsta se întâmplă în Educația necanonică, în educația care nu ține de la Dumnezeu, dar în educația normală, canonică, cea care a fost din dintotdeauna, așa stau lucrurile. Regina casei, iar copiii sunt supuși ei. Simplu. Vreau să vă întreb, v-ați considerat așa, mamelor? E foarte greu să ținem minte lucrurile astea. Uneori le uităm foarte repede sub povara grijilor și a problemelor, dar este cazul să ne rugăm Domnului să-l ține întotdeauna vii în memorie. Ea trebuie să-și conducă familia cu înțelepciune. Nu trebuie să fie condusă ea, ea trebuie să conducă cu toată demnitatea ei de mamă. Rețineți re cei trei termeni: regină, conducător și demnitate. Mama trebuie să aibă respect în casă. Mama trebuie să aibă demnitate în casă și respectul trebuie să vină din toate părțile, și de la soț, și de la copii. Mai mult decât atât, și de la mamă însăși. Adică, și mama trebuie să respecte pe sine. Să aibă grijă. Să nu își distrugă propriul respect. Să-și respecte cuvântul, să-și respecte. Planurile ei să fie o lumină în casă. Influența ei în cămin este supremă. Ce înseamnă cuvântul suprem? Nu este nimic mai important, nu este nimic superior, nu este nimic deasupra. Influența ei în cămin este supremă. Cuvântul ei este. Ați văzut așa ceva? Cuvântul ei este lege. Sigur, trebuie să înțelegem contextul. Nu față de soț. Nu, nu vorbim aici că ce poruncește aia execută soțul. Vom discuta și despre asta puțin mai încolo, dar cuvântul ei este lege față de supuși ei. Da? Față de supușii ei. Dacă este creștină, stăpânită de Dumnezeu, ea va inspira respect copiilor ei. O vor respecta. Într-o societate fără respect și fără rușine, mama în raportul ei cu copiii ei va aduce respect și rușine. Sunt cele două lucruri prin care ea va educa. Frații mei, Deborah spunea, m-am ridicat eu. Deborah, să fie foarte limpede, o mamă. Nu ajunge regină decât în momentul în care va înțelege că îi cere Dumnezeu lucrul acesta. Dacă va ajunge regină fără să știe că Dumnezeu i-a cerut, atunci ea va arunca în aer noțiunea de regină. Cu alte cuvinte, dacă nu știi că Dumnezeu ți-a cerut lucrul acesta, vei deveni regină împotriva cui? Împotriva soțului, împotriva copiilor, și titlul pe care l-ai luat tu va deveni o pricină de potignire și de cădere pentru toată casa ta. Dacă însă știi că Dumnezeu ți-a cerut lucrul acesta, atunci te vei așeza pe un scaun unde Dumnezeu ți-a arătat să stai și unde vei rămâne cu mare grijă. Cu mare grijă. multe cămine sunt nefericite datorită plângerilor inutile ale stăpânilor acestora care cred că datoriile simple ale gospodăriei sunt dezgustătoare. Sunt dezgustătoare sau nu? Sunt dezgustătoare sau nu? Fiți atenți un lucru. Dacă soțul nu spală niciodată vasele și întotdeauna le spală soția, s-ar putea întâmpla ca soțul să implementeze ideea că spălatul de vase este poftiți? dezgustător. De ce? Pentru că eu nu-l fac. Eu nu-mi trebuie așa ceva. Și de deci cine să facă ceva ce nu faci tu? Cine face ceva ceea ce ție nu-ți place? Cine face? Sclavul. Mulțumesc. Și atunci munca de sclav este dezgustătoare. Și atunci soțul implementează această idee. Și soția zice, aoleu, eu nu fac decât ceea ce nu îi place soțului meu. Și vin și copiii, și copiii ce vor învăța? Dacă sunt băieți, să nu spele niciodată vasele. Dacă sunt fete, poate că nici ele nu vor spăla vasele. Nu știu. Că e foarte ușor să înveți ceva la nivelul că nu-mi place. E foarte ușor. Munca e foarte ușor să fie catalogată. Nu-i bună pentru mine. E bună pentru cine? Pentru sclavi. Și cine e sclavul în casă? Mama. Frații mei, am crescut într-o într familie simplă, la țară. Tatăl meu a fost un om foarte pragmatic. Ne-a cumpărat două farfurii de tablă, mie una și una lui. Deci, valia asta e a ta, asta e a mea. Să o găsesc întotdeauna curată. Gata. Și el mi-a spus, eu mi-o spăl pe a mea, tu ce o spăl pe a ta. Păi de ce? Ca nu cumva să ai impresia că vreunul dintre noi e mai, mai robit decât celălalt, să nu zic abuzat, mai robit decât celălalt. Și așa s-a întâmplat că și a avut grijă să mă pună la toate lucrurile prin casă, ca nu cumva din nou să am impresia că eu sunt scutit. Am o condiție mai favorizată. O tine zice prințul. Da. Eu am fost unul la părinți, dar tatăl meu a avut grijă să muncesc cât cinci. Deci, asta este ideea. Nu soția n-ar trebui să ajungă la ideea că ceea ce face ea este dezgustător. Pe lângă ceea ce am spus înainte, societatea ne învață lucrurile acestea. Spune așa, decât să, să uit, decât să ajungi la facultate, să faci și tu o școală, ai rămas la, la cratiță, la spălat de vas. Uite, poftim, asta e viață? Speli toată ziua, nu faci altceva decât crești copiii și Spel vase, mulțumesc. Asta e viață, implicând ideea că felul acesta de a fi te reduce, te limitează, te înjosește. Pe când o școală te dezvoltă. N-am nimic împotriva școlii. Este adevărat și eu am făcut școală și dumneavoastră toți am făcut școală. Dar să avem grijă să nu le punem în, în conflict. Să nu le punem în conflict. Haideți să citim mai departe și vom vedea despre ce este vorba. Astfel de femei își socotesc soarta cu grijile și îndatoririle ei ca pe o mare greutate și ceea ce cu optimism ar putea să fie numai plăcut și interesant și nu numai atât, dar și profitabil, devine robie. Deci noi ne transformăm cumva, felul nostru de a fi dintr din ceva interesant, plăcut și optimist, într-un soi de robie. Este un fenomen propriu, psihologic. Noi facem asta. Ea privește această stare de robie în mod refractar și și închipuie că este un martir. Pasul 2, spuneți-mi care e pasul 2, după ce mama a ajuns să creadă că este un martir. care e pasul 2? Ce urmează? Ziceți? Abandonarea, schimbarea, hai să fac ceva. Nu mai. Nu mă mai îngrijesc de copii, nu mai spăl prin casă, să faceți voi. Și am plecat. Unde plec? Nu mă mai interesează unde. Important e că mama zice plec. E o soluție? Și nu pleacă, nu mă refer la divorț neapărat, dar își schimbă centrul activității și a preocupărilor ei din cămin și își schimbă unde? În afară. Nu știu unde. În afară. Este una dintre cele mai serioase provocări cu care femeile, mamele, se confruntă astăzi. Schimbările sociale sunt teribile. Provocările sunt extraordinare. Simone de Beauvoir, intervievată de Betty Friedan, spune la un moment dat: Niciunei femei nu ar trebui să-i fie permis să stea acasă să-și crească copiii. Punct. Din ce cauză? Din cauză din că lucrul acesta o limitează, o robește. Ai cui sunt copiii? Mi se răspunde. Ai cetății? Ce faci cu copiii? Să-i crească instituțiile specializate. Unde îi duci? La creșă, grădiniță și așa mai departe. Și mama, în felul acesta, ce se întâmplă cu mama? Asta e cuvântul. Mama devine liberă, se eliberează pentru că ceea ce o robește, ceea ce o ține, sunt copii. Și observați tensiunea care se introduce între libertatea mamei și copiii care trebuie să fie slujiți? Este o tensiune extraordinară, din ce în ce mai accentuată astăzi. Femeia nu trebuie să fie robită de copii. Din cauza aceasta, ce se întâmplă azi? Spuneți-mi, vă rog, ce se întâmplă cu numărul de copii? Scade. Femeile nu mai aduc pe lume copii care sunt darul lui Dumnezeu pentru ca să fie eliberate, libere. Se numește mișcarea de eliberare feminină. Femeile n-ar trebui să aibă această opțiune, adică să nu muncească sau să stea acasă. Tocmai pentru că dacă ar avea o, un număr prea mare din ele, ar alege-o, ar opta pentru ea. Și din cauza asta nici nu-i se pune opțiunea aceasta. Este obligatorie să, sau e obligatoriu să meargă la lucru. Mai departe, Robert Bork, în cartea sa, Târându-ne spre Gomora, vă rog să observați, n-a avut curajul să-i spună Târându-ne spre Sodoma. Pentru ca să nu intre în conflict cu... Uh, Corectitudinea politică i-a schimbat titlul și a spus târându-ne spre Gomora. El comentează la pagina 204 Feminismul nu este de despre libertatea de a alege. Este despre a interzice acele opți opțiuni cu care el nu e de acord. Nu e că dă mai multă libertate femeii, nu. Ci hotărăște el Ceea ce este bine pentru femeie, pentru mamă. Și spune, de acum încolo, mama nu mai trebuie să fie închisă, în cușcă, în celulă. Ea trebuie să meargă afară, să fie liberă, să muncească. De ce? Pentru că niciunei femei nu ar trebui să-i fie permisă să stea acasă cu copii. Nu intru în această dezbatere. Aș vrea doar să observați pe ce lume trăim. Aș vrea să observați că lucrurile acestea nu ajung la noi decât indirect. Ne și mirăm de ce toată lumea se uită așa ciudat când stai acasă și își crești copiii. Toată lumea se întreabă, de da ce tu ai ajuns așa retardată, stai acasă? Nu încurajez nimic acum decât ca părinții să-și crească copiii, să aibă grijă de ei, să-i crească în rânduia la Domnului. Atât. Dacă mama îngăduie minții ei să zăbovească asupra propriilor ei sentimente rănite, dacă este egoistă, țifnoasă și pretențioasă, cum vi se pare? Egoistă, țifnoasă, pretențioasă, toate aceste lucruri se vor transfera unde? La copii. Veți avea copii egoiști țivnoși și pretențioși. Să nu vă mirați de ce copiii sunt așa. În momentul în care observați treaba asta în copii, vă rog frumos să vă uitați undeva înăuntru. Nu doar mamele. Și tați la fel. De undeva le-a luat. Și l a luat ori de la tată, ori de la mamă. De acolo. În acest fel, mulți oameni au primit ca drept moștenire tendințe spre rău aproape de neînvins. Singura speranță a mamei este Dumnezeu. Ea poate alerga la el după putere și har și nu va căuta în zadar. Uh, un alt caz, aș vrea să vi-l dau repede spre analiză, Sefora. Exodul capitolul 4, 24 la 25. Sefora. Știți cine este? Soția lui Moise. Ce ziceți? Ea a cooperat foarte bine cu Moise? S-au înțeles foarte bine ca soț soție? Probabil că da, având în vedere că mai târziu Maria devine geloasă pe Sefora. Adică Moise o iubea atât de mult încât nu i-a mai dat atenție sorei și fratelui său care erau lideri în popor. Cu toate acestea există un anumit moment Aici, în exodul capitolul 4 Despre care vorbim acum 24 la 25 Când au apărut probleme Vă amintiți când au apărut probleme? Când Moise i-a spus ei că Condiția poporului lui Dumnezeu Este tăierea împrejur Și dacă copiilor vor să fie în poporul lui Dumnezeu Trebuie să fie în prejur. Și i a zis? I-a zis? Nu. Obiceiul ăsta sângeros n-a fost în casa tatălui meu, nu va fi în casa mea. Ai înțeles? Și Moise ce a zis? Ce a zis? Am înțeles. Ce ar fi trebuit să facă? Îmi spuneți? De frică să nu pățească la fel, Abraham nu i-a spus nimic sarei. Observați, noi spunem că soția trebuie să aibă personalitate și cuvântul ei trebuie să fie lege, dar e riscant. Nu întotdeauna foarte limpede. Adică, ce faci dacă spui <gură> nu? Și dacă Dumnezeu ți-a spus da? Și între cuvântul soției și cuvântul lui Dumnezeu te afli tu, ce faci? Dar cezarul ce este al cezarului, așa e? Urmează și partea cealaltă? Și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu? Ok, faptul că Moise se ascultat de Sefora era să-l coste viața pe Moise. Și Sefora a să înțeleagă lucrul ăsta. Și l-a înțeles dureros când și-a văzut soțul în convulsiile agoniei. Și în momentul acela a luat o piatră, nici măcar n-avea cuțitul pregătit, a luat o piatră rapid, Îmi imaginez că a fost probleme de minute, dacă nu secunde, și l-a tăiat prejur și a scăpat soțul. Vă dați seama în ce situație ajungem noi sau aducem noi familiile în momentul în care cuvântul lui Dumnezeu nu este clar în raportul dintre noi și în momentul în care părinții nu se înțeleg între ei tata Hăis și mama cea? Tata într-o parte, mama în altă parte. Iată un citat în legătură cu asta. Părinții trebuie să lucreze împreună ca o echipă. Mama nu trebuie să caute să orbească ochii tatălui față de defectele copiilor și nici să influențeze pe aceștia să facă acele lucruri pe care tatăl le interzice. Lasă mama că tata nu e acasă, hai fă tu. Nu nicio problemă, de seară nici nu-i spunem, nici nu află. Situația asta s-a întâlnit și în familia lui, lui Iacov, în momentul în care mama l-a luat pe Iacov și împreună au conspirat cumva să rezolve problema cui? Problema cui? Lui Isaac. Pentru că Isaac avea o problemă. Și într-adevăr era o problemă. Dumnezeu îi spusese clar că trebuie să accepte ca Esau, iertați-mă, ca Iacov să primească binecuvântarea, cu toate acestea, Isaac nu dorea să ascultă de ceea ce Dumnezeu spusese. Și în momentul acela, mama a zis, bine mă, nici de Dumnezeu nu asculti. Lasă că mă rezolv eu. Și mama s-a aliat cu Iacov împotriva lui Isaac. Care a fost rezultatul? Tragedii de familie nenumărate apar din această, din această schizofrenie în familie, din această rupere în două. Mama într-o parte, tatăl în altă parte. Ea nu trebuie prin acțiunile ei să contracareze lucrarea tatălui. Înțelegeți? Nu trebuie să contracareze lucrarea tatălui. Și dacă e rea, și dacă e rea? Ce faci dacă e rea? Dacă tata greșește? Te rogi pentru el. Auziți ce zice partea a doua. Dacă părinții nu sunt de acord într-o anumită privință, un timp să nu stea în prezența copiilor. Dar ce să facă? Zice mai departe, să ajungă la o înțelegere. Cu alte cuvinte, ia-ți soțul și du-te cu el în altă cameră. Stai de vorbă cu el și rugați-vă împreună până când hotărâți și aveți de făcut amândoi. Dar toată, toată, negocierea asta nu are loc în fața copiilor. Ți-aduce aminte de câte ori te-ai certat cu soțul pentru copii în fața copiilor? Îți amintești? <laughs> pentru că soțul greșea. Ai făcut bine? Probabil că da. Ai făcut rău? Probabil că da. Puteai să faci numai bine? Puteai. ia soțul, du-te, rezolvă problema și vină înapoi. Este extraordinar lucrul acesta și mamelor, haide să sărbătorim în momentul acesta ziua mamei cu înțelepciune. Ce te faci dacă soțul e canabal? Am mai pus problema asta și altă dată. Dacă soțul e canabal, ce te faci? Știi ce înseamnă Nabal, da? Întâi Samuel 25 cu 25, căci cum este numele, așa este și el. Adică, nebun, ce te faci? Nu scoți la capăt cu el. Tot pe invers este. Ce te faci? Pornești război? Haideți să citim împreună. Fie ca niciunul dintre părinți să nu-și imagineze că asprimea și severitatea sunt necesare pentru a asigura ascultarea. Dar ce? Ce te face să asculți? Nu trebuie folosite cuvinte care intimidează, care generează teamă și exclud dragostea din suflet. Cuvintele care aspre, acresc temperamentul și rănesc inimile copiilor, iar în unele cazuri aceste răni sunt greu de vindecat. Există pericolul să fim prea severi în lucrurile fără importanță, în lucrurile mici. Rețineți câteva cuvinte. Cuvintele care exclud dragostea din suflet acresc temperamentul și rănesc inimile. Cu alte cuvinte, au, copilul poate că își corectează greșeala aia, dar pe lângă faptul că își corectează greșeala, el învață să fie acru, rănit, cu alte cuvinte, frustrat și să își piardă dragostea din suflet. Câștigi pe termen scurt pentru faptul că îl faci să asculte, pierzi pe termen lung, datorită faptului că îl faci să aibă un caracter de care nu-ți place și nu-ți-l dorești. Mostrările prea severe, regulile prea rigide conduc la nesocotirea tuturor regulilor. Îl <laughs> faci fără de lege. Și încetul cu încetul acești copii educați astfel vor arăta aceeași lipsă de respect și față de legea lui Hristos. Adică nu, nu, nu se oprește la mamă sau la tată, se generalizează dureros. Bun, nu merge cu asprimea, da cu dragostea. Știți, Adonia, am discutat și despre asta, Adonia la un moment dat a fost copilul pe care tatăl său nu-l mustrase niciodată. Vă aduceți aminte care a fost sfârșitul lui? A murit. Întâi deci capitolul 1 cu 6 sunt extreme, sunt șanțuri ale aceeași realități, șanțuri ale familiei. Odată șanțul în care ești uh, extrem de sever și bași de seamă la toate nimicurile și altă celălalt șans nu bași de seamă nimic. Auziți? Indulgența ta în nesocotirea cerințelor lui Dumnezeu constituie cea mai mare cruzime. Și noi credem că e dragostea. Și aici avem probleme în termeni. Probleme în termeni. Îi zicem că e dragoste. În realitate este cea mai mare cruzime. Tu încurajezi și scuzi neascultarea spunând băiatul meu mă iubește. Această iubire este ieftină și amăgitoare. De fapt, nici nu este dragoste. Iubirea, iubirea autentică ce trebuie cultivată în familie este de valoare deoarece este pusă la probă prin Ascultare. Deci dacă vrei să te iubească, dacă vrei să știi că te iubește, vezi dacă te ascultă. Copii, dacă vreți să arătați iubire, ascultați, nu spuneți, te iubesc. Că nu are valoare. Dacă iubești sufletele copiilor tăi, atunci pune-i în rânduială. Ce înseamnă rânduială? Ce înseamnă rânduială? Dați-mi un alt cuvânt. Ordine. Fă ordine în viața lor. Dacă iubești. Dacă nu iubești, lasă-i în dezordine. Înțeleg ei Însă săruturile nenumărate și alte semne de dragoste îți orbesc ochii. Adică vine, te sărută, te ia în brațe. ce să-i mai fac? Am uitat de toate. Nici măcar nu mai spun că a greșit. Îți iau ochii. Și copiii tăi știu acest lucru. Și dacă știu, ce fac? Îl folosesc. Fac cele... Deci nu te ascultă și după aceea te iau în brațe și spun, păi da, nu m-a ascultat, dar mă iubește. Nu m-a ascultat, dar mă iubește. E adevărat? Nu. Nu te iubește. Este amăgire. Este o chestie ieftină. Faceți să existe mai puțin din aceste demonstrații exterioare. Auziți? Nu prea sunt... Filozofia de astăzi nu prea e de acord. Dar scrie negru pe alb faceți să existe mai puțin din aceste demonstrații exterioare, adică îmbrățișări și săruturi, și mergeți profund, pentru că stați la suprafață. Eu nu zic că sunt rele, dar fără celelalte sunt doar la suprafață, fără ascultare. Mergeți profund și arătați-le ce este adevărata dragoste. Refuzați aceste manifestări, de deci strângerea în brațe și săruturile, ca fiind o fraudă o înșelare dacă nu sunt însoțite de ascultare și respect. Dacă nu sunt însoțite de ascultare și respect, sunt o fraudă. nu e așa că e greu să fii mamă? Nu e așa că mama are nevoie mult de rugăciune? Nu e așa că trebuie să fim atenți? Uh. Religia în familie constă în creșterea copiilor, în sfatul și învățătura Domnului. Recineți acasă, așa trebuie să fie. Influențele rele abundă. Moda. Influențele rele sunt acelea care lovesc întâi în mamă și apoi în copii. De fapt, mama ar trebui să protejeze pe copii de toate aceste influențe rele. Haine rupte. haine rupte fraților e la modă? este ce este în substrat? este revolta împotriva ceea ce este bun astăzi bunul e rău și răul este bun se știe că un pantalon bun este pantalonul intact nu astăzi se spune nu, pantalonul, rău, pantalonul rupt este și ăsta bun Adică nu e vorba doar de o modă simplă. Este o modă în care se schimbă noțiuni de gândire. Noul Black este pink astăzi, nu? Noul Black este pink. Păi de ce nu mai e negru? Nu, nu mai e negru. Dar cum e? E roz. Și uh, rozul ce? E negru. De ce schimbăm așa? Care este... De ce frumosul e urât? De ce pantalonii trebuie să se poartă pe aici? De ce trebuie să se vadă toate de desupturile? De ce astăzi omul nu mai este mulțumit și se tatuează în așa fel încât abia îi mai recunoști ochii? Ce se întâmplă astăzi? Este o chemare de dincolo atât de puternică căreia mama trebuie să-i facă față. Îi va face față? Dar dacă și ea e prinsă, dar dacă și ei îi place? Dar dacă și ea spune, da. Dacă mama dă greș în a-și educa, instrui, călăuzi și ține în stăpânire copiii, ei vor accepta în mod natural răul și se vor depărta de bine. Fiecare mamă să meargă la Mântuitorul cu această rugăciune. Doamne, învață-mă cum să procedez cu copilul și cum să-l disciplinez. Ce înseamnă disciplinez? Înseamnă să-l pun în rânduială. Asta înseamnă. Doamne, învață-mă, că nu știu. Și înainte să-l pun pe el, trebuie să mă pun pe mine. Citatul care îl aveți aici spune că educația de Dumnezeu se face acasă, nu la biserică. Foarte mulți dintre noi cred că dacă și aduc copilul la biserică, E suficient. Îl dau pe mâna instructorului. instructorul îi spune povestiri biblice și așa mai departe, și spunem noi să el să-l educe, biserica să-l atragă, biserica să facă totul pentru el. Nu există un alt educator de Dumnezeu decât părinții. Nu există. Când avem o religie bună în cămin, vom avea o religie excelentă în bisericile noastre. Haideți să ne uităm mai bine ce se întâmplă acasă. Dacă ne facem datorie, dacă nu ne facem, dacă ne-am făcut-o, dacă nu ne-am făcut-o, haideți să vedem lucrul acesta. Acum e un ajutor pentru mame. Auziți, să vină la Domnul Isus cu îngrijorările lor. Porțile cerului sunt deschise pentru fiecare mamă care vine și își descarcă povara la picioarele Mântuitorului. Mamele trebuie să învețe rugăciunea. Acolo găsesc putere, acolo găsesc siguranță. Chiar pruncul din brațele mamei se poate odihni la umbra celui atotputernic datorită credinței mamei care se roagă. Nu doar credință. Mamei care se roagă. De câte ori te rogi pentru pruncul care la ai în brațe? Ioan, botezătorul, a fost umplut cu Duhul Sfânt de la nașterea sa. Dacă trăim în comuniune cu Dumnezeu și noi putem aștepta ca Spiritul Divin să-i modeleze pe cei micuți, încă din fragedă pruncie, cine-i formează? Foarte interesant. Noi nu-i putem forma, noi nu-i putem modela, educația noastră este exterioară. Modelarea și formarea vine de unde? Din interior, de acolo, de unde este și lucrează Duhul Sfânt. Și voi încheia cu acest citat care în ultima vreme am văzut că circulă din ce în ce mai mult între mame. Probabil că au nevoie și avem nevoie de această făgăduință. Ultima lucrare de mijlocire lui Isus Hristos înainte de a-și lăsa hainele preoțești este să prezinte rugăciunile mamelor pentru copiilor. Am zis mamelor, da? Acolo este părinților și tații au și ei privilegiul acesta. Am văzut un înger puternic trimis și mii de copii și-au amintit de învățăturile din copilărie și s-au întors chiar înainte ca ușa Harului să fie închisă. Vă dați seama ce înseamnă să ai o mamă în Israel? Dacă ai o mamă în Israel, înseamnă că ți se întorc copiii acasă. Înseamnă că ți intră copiii în împărăția cerurilor. Înseamnă că ești mai bogat decât întotdeauna. Înseamnă că la un moment dat vei spune, dar când mi-ai născut, că mă știam singură? Vă aduceți aminte de scena aceasta profetică din Vechiul Testament. Când, Doamne? Asta e lucrarea mamei. Să fie binecuvântate mamele care se ridică să fie debora. Să fie binecuvântate mamele care se ridică să fie luptătoare, în ciuda faptului că e greu. Să fie binecuvântate mamele care nu sunt cameroza cu mâinile încrucișate, indiferent ce se întâmplă cu copiilor. Să fie binecuvântate mamele care astăzi intră în legământ cu Dumnezeu pentru a face schimbări de mântuire și spre mântuire pentru toată casa lor. Amin. Ia ne, Părinte, pe aripa ta. Poartă-ne Tu prin momentele grele ale relației dintre noi. Înalță-ne, Părinte, ca pe Debora și fă ca să luptăm pentru Tine în casa noastră, în viața noastră, în relațiile noastre. Dar rog frumos să ne binecuvintesc copiii. Fă ca fiecare sămânță de adevăr pusă în inima lor să rodească, Părinte, și binecuvântarea aceasta să împodobească mamele caselor noastre. Ajută, Doamne, să simtă că sunt răsplătite în munca lor, că sunt binecuvântate de Tine în strădaniile lor. Dă-le sănătate și fă să nu se îmbolnăvească datorită stresului, datorită problemelor, datorită frustrărilor. Adun sufletul lor încurajare, Părinte. Deschide cerul înaintea lor și fă să se vadă împreună cu copiilor în împărăția Ta. Ajută-le să le putem trata ca pe niște regine ale mântuirii Tale. Fă, Doamne, să putem să ne jertfim pentru ele ca ele mai departe să se poată jertfi pentru cei care au nevoie de dragostea lor în numele Mântuitorului. Rămâi cu binecuvântarea ta și fă, Doamne, ca mamele în Israel să se simtă fericite că le-ai chemat la slujba aceasta. Amin.